Am observat că în ultima perioadă a devenit la modă să te iei de alți youtuberi, indiferent cât de bine și-au făcut treaba în trecut. Astăzi voi face și eu ceva de genul. Este vorba despre Călin, cel ce făcea poliția YouTube-ului și a ajuns să fie cu una mai josnică decât celelalte ștoarfe despre care făcuse videoclipuri în trecut. Este vorba despre noua lui gagică, Cristina Ivone, aia care își scria pe buci numele fostului ei, Xega, și care apare și pe Xvideos cum dă din buci. Acum, multă lume îi sare în cap lui Călin, cum că și-a încălcat propriile sale vorbe și a ajuns să fie cu una care are cea mai pătată imagine de pe tot YouTube-ul românesc. Aici sunt de acord cu spusele multora. Ce a făcut ele ca și cum Codrin și Eco ar începe să cânte manele sau alți youtuberi care sunt împotriva PSD-ului și ar tatua numele lui Dragnea. Eu unul nu îl credeam pe Călin în stare să ajungă să lase YouTube-ul pentru asemenea fătucă, dar se pare că uneori capul din pantaloni poate gândi în locul capului de pe umeri. De un lucru sunt sigur, dacă va ajunge Călin să facă videouri cu Ivone, gen cum făcea Pșeli acum 2 ani cu aia de avea smecleu pe față și nici 16 ani n-avea, ei bine, cariera lui Călin va fi cam spre final. Acum probabil că vrea și el să babardească ceva, dar n-avea bani de curve, așa că a renunțat la tot ce înseamnă integritate, dar măcar acum are în ce-și băga căpățâna. Videoul ăsta nu l-am făcut cu scopul de a face hate, doar să-mi spun și eu părerea, că nu cred că am făcut rău nimănui.